O fetiță în vârstă de 9 ani a fost la un pas de a se neca chiar în piscina amplasată în curte. Aceasta a fost găsită în stop cardiorespirator și s-au aplicat manevre de resuscitare. În cele din urmă, fetița a fost transportată la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, unde se află în stare foarte gravă. În perioada caniculei, medicii trag un semnal de alarmă asupra faptului că există riscuri de nec sau stop cardiorespirator, atât în rândul adulților, cât și în rândul minorilor în momentul în care se face contact cu apa rece, fie chiar și în cantitate.